am interpretat muzica pe care am auzit-o ca pe niște vorbe pe care Dumnezeu ți le-a trimis Mihaile Ințescu. Muzica înseamnă vorbele lui Dumnezeu. Repet și vă mulțumesc. Repet declarația făcută în urmă cu 6 luni. La gata farcuie. În legătură cu revista noastră, Memoria, revista Gândirii Arestate. Legământul. De exista o continuitate de spirit pentru ceea ce a început Banul Vădulescu în 1990. Dar și de a păstra și amplifica rolul de a transmite conștiința luptei pentru libertate de la generațiile care au suferit în timpul comunismului către generațiile viitoare, așa cum afirmă în acest număr Cosmin Budeanca, expert la Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și nou nostru redactor. Fiindcă pentru ca agresiunile aduse în comunism ființei trupești, sufletului, limbii, obiceiurile noastre, să nu mai fie posibile, trebuie ca aceste fapte să fie cunoscute în special de tânăra generație. Repet ce a spus și Cosmin, citându-l pe Banu. Multe ne pot minți în viață, trecutul însă niciodată. De aceea acest trecut trebuie transmis tinerilor sine ira et studio. Așa cum s-au petrecut faptele incriminate. Fiindcă, iată, recentul caz al modului în care s-a încercat distorsionarea experimentului Pitești, tocmai din partea unor cercetători istorici de la CNSAS, care m-a durut și care a fost prezentat pentru prima dată, nu în România, ci la RFI. Este încă o dovadă a necesității unei atenții sporite pentru modul cum prezentăm trecutul apropiat, pe care unii dintre noi l-am trăit nemijlocit. Deci, iată că la 3 decenii de la căderea comunismului în țara noastră, justiția achită ofițerii de securitate implicați în moartea lui Gheorghe Usu, iar 2 cercetători de la CNSAS reiau cu propriile lor vorbe tema securității. Experimentul Pitești a fost o simplă reglare de conturi între grupuri legionare, victimele nu sunt chiar victime, ba mai mult, sunt niște rahați cu ochii. Iertați-mă, dar nu am putut reda exact expresia folosită. Nu-i de mirare, conducerea CNSAS-ului și a Institutului ICMER-ului au reacționat prompt și pe bună dreptate împotriva acestei manipulări grosolane prin folosirea unor fapte trunchiate pentru susținerea unor teze de natură securistă. Încă din numărul 1, Banu, fost și el de ținut politic, prezenta experimentul Pitești așa cum un doctor prezintă un caz clinic. Nimic nu era uitat din ceea ce putea constitui intimitatea unui om. Tot ceea ce însemna cândva educație trebuia demolat. Terenul spiritualității trebuia lăsat absolut gol, ca pe acel loc viran să se ridice un nou om, rezultat al reeducării. Și ridicarea acestui nou om nu se făcea
punându-l să învețe Sfânta Tinerețe Legionare, așa cum s-a insinuat în mod perfid, ci chiar cu învățătura marxist-leninistă. Trebuie știut lucrul ăsta. Iată deci câtă nevoie e de revista Memoria, care în armamentariumul luptei anticomuniste se înscrie nu numai ca o formă de justiție, după expresia Anei Blandiana, dar și ca o armă, eficace împotriva oricărui fel de manevrare necinstită a conștiinței prin manevrarea, prin deformarea evenimentelor trăite. De fapt, acesta este și principalul motiv pentru care eu am fost unul dintre membrii fondatori ai fundației și revistei. Era în 26 decembrie 89. A trebuit să-i amputez un picior gangrenat poetului brașovean Adrian Hamza. Treptat mi-a povestit în ce condiții făcuse arterita. Scrisese o poezie neconvenabilă, fusese arestat. În închisoare, noaptea, un gardian venea iarna și arunca o găleată cu apă rece pe el. Ceaușescu fusese omorât, limbile se dezlegaseră. Inimaginabile agresiuni. Dacă pe mine, ca chirurg, și m-a terminat, dacă un om obișnuit. După câtva timp, m-am întâlnit cu Banu. I-am spus, mă băiete, ce mi-a povestit mie Adrian Hamza, trebuie făcut cunoscut tuturor românilor. Nu ținut așa în dosar. Atunci am aflat despre proiectul lui, la care m-a aderat imediat. Pe Nicaela am cunoscut-o după câtva timp, deși culmea fusese vecin de cartier. Am numărat 120 de metri între casa ei după Cobolcescu și casa mea după Cobolcescu 35 și casa mea după Becli 14. Eram de vârste apropiate, dar ea era mai mare. Ea născută în 31 și în 36. Făcuse școli primare în limba germană. Ea la școala evanghelică, eu la Sfântul Iosif. Amândoi eram copii de chirurgi. Amândoi aveam o ascendență aromână. Ea prin mamă, eu prin tată. Și amândoi ne-am dedicat cu trup și suflet revistei Memoria. Considerând că este o obligație pentru noi. O obligație. Așa cum declară în acest număr profesorul universitar Ilie Popa, metodele diabolice, așa zise, de reeducare, trebuie scoase la lumină cu orice preț. Trebuie introduse în conștiința publică, tocmai pentru a nu mai putea fi repetate. Așa cum îl înveți pe un copil să nu pună mâna pe plita încinsă. La fel trebuie arătate ororile pe care le-au trăit unii români, astfel ca să se ferească de posibila lor repetare. Și așa vom putea răspunde și întrebării lansate de Violeta Popescu în revista Memoria. Domnule, dar noi ăștia, unde eram când se petreceau aceste atrocități cu semenii noștri? Pe altă planetă? Păi, în primul rând că majoritatea n-am știut aceste fapte. V-am dat exemplul meu. De aceea ele trebuie scoase la lumină. Colegul dr. Mihai Mihailide folosește o metaforă în acest număr, lansată de Gabriel Liceanu, autorul cărții Dragul meu turnător. Citez. Mi se pare că nimeni dintre cei care s-au întâlnit cu imaginea lor pusă pe masa de disecția securității n-ar trebui să tacă.
De altfel, Ioan Vlad îl citează în acest număr pe Gheorghe Șincai, care încă de la sfârșitul secolului XVIII insistase că la poporul român există o parte tare care reprezintă cu adevărat interesele neamului, dar există și o parte slabă care a partizat cu străinii. Deci încă de la sfârșitul secolului XVIII, nu din 2019. Acestei părți tare, nedispuse la compromisuri, i se adresează revista Memoria. Această parte tare a fost reprezentată de elita României, de ceea ce insistase atât de bine și de la obiect directorul Ateneului, căreia încă o dată îi mulțumesc. Elita, adică crema, fruntea societății, de fapt făuritoarea istoriei într-o țară cu regim democratic. Fie că îi denumim fruntașii satului, tot elită sunt. Fie că îi numim meșteri, tot elită sunt. Fie că îi numim cărturari, savanți, ei împing societatea înainte. Ei sunt luați de modele, indiferent de mediul unde acționează. Ei au stat la baza miracolului românesc interbelic. Ei au făcut posibil ca țările din jurul nostru să ne privească de jos în sus. Nu ca acum. Ei au dat trăinicie noțiunii de respect a valorii. Datorită lor, oamenii rămâneau în țară și nu plecau din țară. Și nu întâmplător, aceste elite au fost umilite, mergându-se până la aneantizare, până la dispariția lor totală în primele decenii de dictatură comunistă. Cele două numere pe care le prezentăm astăzi publicului readuc în memoria noastră nume pe care eu le citesc cu pioșenie. Fiindcă ei reprezintă nu numai elită, dar și adevărați martiri ai neamului. Iuliu Maniu, mort la Sighet în 1953. Ion Mihalache, mort la Râmnicu Sărat în 1963. Gheorghe Brătianu, mort la Sighet în 1953. Mihai Popovici, mort la Sighet în 1953. Alexandru Lapedatu, mort la Sighet în 1950. Iosif Jumanca, mort la Jilava în 1949. Generalul de brigadă Radu R. Rosetti, băiatul politicianului, mort la Jilava în 1949. Generalul de corp de armată Ion Sichitiu, mort la Iude în 1952. Generalul de brigadă Vasile Pascu, mort la Gherla în 1960. Generalul de corp de armată Ion Rășcanu, mort la Sighet în 1952. Comandorul aviator Ion Dicescu, mort în 1956, în urma bătăilor administrate de milițieni, sub ochii fetii lui. Profesorul dr. Gheorghe K. Constantinescu, mort în 1950, după ce stătuse ascuns timp de 2 ani într-un pod, fiind declarat dușman al poporului. Că ei se cerea moartea. Academicianul Costin Denenicescu, mort în 1960, în 1970, la câteva ore după ce un înalt potentat politic îi ceruse imperativ pensionarea, ca urmare a unui discurs extrem de acid ținut la Academie împotriva stării de fapt în care se afla cercetarea științifică românească. La această enumerare de personalități, numai numerele astea, 108-109, pe linie bărbătească, Andrei Dimitriu adaugă și galeria de femei, care pot fi considerate drept eroine ale nației noastre. Arlet Coposu, Adriana Georgescu, Maria Plop, Franz Markovici, Mara Lazar, Ani Bentoiu, Niculina Mihalache, Doina Pătârcă, Oana Orlea, Canta Cuzinoa, Elisabeta Rizea, Elena Brătianu Sturza și, bineînțeles, Micaela Ghițescu. Jertfa acestor femei ne dă un imbol să înțelegem că fiecare dintre noi e direct răspunzător de soarta
comunității în care trăiește. Suntem datori să luptăm toată viața pentru o mai dreaptă așezare a lucrurilor. O tânără profesoară arestată odată cu Micaela, în așa numitul loc francez, i-a dedicat Micaelei o odă, care conținea un vers definitoriu. Iar ție, Micaela, un coif de cavaler. Fiindcă profesoara asistase în închisoare la altruismul debordant al Micaelei, gata să-și ajute în orice moment colegile de suferință. De fapt, lumea nu știa cât de mult contribuiseră la formarea personalității acestei fete delicate. Vorbele transmise ei de profesorul de franceză Marcel Fontaine. Il faut espérer dans l'inespéré. Dacă nu ar fi tragice, relatările din aceste două numere ar putea fi considerate chiar comice. Micaela Ghicescu e arestată, fiindcă într-una din scrisorile trimise lui Marcel Fontaine îi relatea acestuia. S-a făcut vâlvă la un moment dat în liceul nostru printre eleve că una din fetele lui Dej a venit să dea bacalaureatul la liceul nostru. Se zvonea că s-a făcut o serie specială de fete mai prostute, ca să poată ea ieși în evidență. Relatarea a fost considerată crimă de înaltă trătare. S-a făcut o colegă de detenție cu Maria Mareșal Antonescu, cu surorile Ani și Nora Samueli, cu Niculina Mihalache, cu Arlet Coposu. Profesorul Valeriu Bologa, citat de colegul Mihai Ride, reputat istoric al medicinii, e acuzat pentru studiile de filozofie și medicină făcute în Germania și Austria. Ai făcut studii în Germania, deci trebuie să te punem la zid. Călătorile pe care le făcea la congrese medicale, fiindcă era considerată o personalitate de prim rang în istoria medicinii. Închei scurta mea prezentarea unui material atât de dens și de emoțional și de românesc. Cu speranța că aceste două numere se vor număra și ele printre materialele pilon pentru o adevărată istorie a României contemporane, atât de vag și de diluat prezentată în manualele școlare. Vă mulțumesc pentru atenție.